Bun găsitor. Ei bine, în primul și în primul rând, cele două delegații trebuie să-și armonizeze punctele de vedere legat de viitorul program de guvernare. Asta deoarece delegația socialdemocrată a venit astăzi cu o serie de pretenții prin care solicită, susțin surse din cadrul acestor discuții, să se renegocieze PNRR-ul, să se vină cu o altă viziune legată de cota unică de impozitare. Socialdemocrații merg mai degrabă pe o idee a unei impozitări progresive. Mai sunt discuții legate de mărirea, creșterea alocațiilor începând cu anul viitor, de problema salariului minim pe economie, cât ar trebui să crească și acesta. Dar așa cum am spus, una dintre principalele condiții o reprezintă renegocierea PNRR, asta în condițiile în care în PSD sunt presiuni mari din partea propriilor primari. În acest sens, ei sunt îngrijorați că nu vor avea parte de o cotă importantă din prima tranșă pe care România urmează să o primească. Drept urmare, se încearcă negocierea acestui domeniu înainte de a se ajunge la împărțirea portofoliului. Aici avem o altă strategie. Cei de la PSD susțin că aceste negocieri vor dura o săptămână, două, răst timp în care ei se așteaptă ca pe fondul acestor negocieri alți parlamentari liberali să plece din PNL, să subțin rândurile parlamentului pe care se poate baza acest partid. Asta deoarece PSD nu a făcut niciun secret din faptul că dorește împărțirea acestor ministere în pornind de la actuala pondere parlamentară. Iar în momentul de față, Florin Câțu și actuala conducere liberală se mai bazează pe cel 112-114 parlamentare, au plecat până acum peste 20 și este de așteptat ca până la finalul acestei negocieri gruparea Orban să contabilizeze aproximativ 30 de parlamentari, ceea ce va reduce, să spunem, potențialul de negociere a acestui partid și pretențiile actuale pe care le formulează Florin Câțu. O paritate în împărțirea ministerelor PNL versus PSD, cu acordarea câtorva ministere partenerilor din UDMR. Ori socialdemocrații doresc cel puțin 9 ministere într-o formulă de 18, susțin că ei au aproape 160 de parlamentari, de urmare au dreptul de la mai multe ministere. Dar aceasta va fi o discuție pentru viitor, pentru o nouă rundă de negociere. În momentul de față, ne așteptăm ca astăzi, după această rundă de discuții, să vină delegațiile în fața presei să explice unde s-au înțeles și ce aspecte rămân în continuare în divergență pentru zilele următoare. Astăzi se va face, cred că, echipa care să înceapă să uniformizeze cele două programe de guvernare ale Partidului Național Liberal și ale PSD-ului, dar va fi o întâlnire și cu UDMR-ul și minorității, fiindcă această alianță e formată, dacă se reușește, din PSD, PNL, minorități și UDMR. Partidul Social-Democrat ar putea să cedeze atât funcția de premier cât și pe cea a Ministerului Finanțelor Publice, sau aceasta este o condiție care nu poate fi negociată cu PNL? Eu cred că nu se poate așa ceva.